Balaurul și zeița. Odată, de mult, pe malul mării Japoniei era un balaur care ținea sub teroare oamenii locului, apărea brusc din apele mării și îi ataca pe copiii care se bălăceau. Benten, zeița fericirii, urmărea din ceruri ce se întâmpla pe pământ. În mare bunătate, îi se făcu milă de copii și de părinții lor, dar era milă și de balaur. Probabil, gândea ea, de aceea este așa de hain, pentru că este osândit să trăiască singur pe fundul mării. Singurătatea i-a răpus sufletul. Nu are cum să fie bun și mărinimos dacă nimeni nu a fost cu el până acum. Benten s-a transformat într-o lepădă, se urcă pe un nor și coborâ pe pământ. Se aplecă spre suprafața mării și îl chemă pe balaur. În acea clipă, apele se învolburară, după care se deschiseră și ieși din ele casa balaurului, o insulă goală. La un semn al zeiței, insula se acoperi cu flori, fructe și pâlâuri, iar balaurul stătea și se uita amețit la minunățile nemai văzute de el, care îi se înfățișau în fața ochilor. Atunci, zeița curajoasă își reluă înfățișarea, pășind către el și îi zâmbi. Zâmbetul ei cald și gândurile bune cu care coborâ din ceruri dezlegară blestemul care îl învăluia pe balaur și îi redară chipul de om. Tânărului nu îi venea să-și creadă ochilor că scăpase de cumplitul blestem. Tânărul și zeița s-au căsătorit, iar începând de atunci, trăind în pace și fericire, copiii s-au putut juca nestingheriți în apele